Bine v-am găsit la o nouă dezamăgire în universul DC și din păcate este o nouă dezamăgire la care cumva mă așteptam. Și parcă DC-ul chiar nu putea să o țină pe panta ascendentă, pentru că totuși în ultimul timp avusesem Batman, avusesem Black Adam, Suicide Squad, am avut Peacemaker serialul, deci DC era poate în cea mai bună perioadă în care fusese efectiv vreodată. Și acum vine probabil ultimul film din DCU, sper, mă rog, să fie ultimul, acest Shazam 2 Fury of the Gods. I'm an idiot. Și este atât de rău încât nu m-aș fi așteptat vreodată să-mi displacă atât de tare un film din DCU. Cred că mi-a displăcut chiar mai mult decât Birds of Prey. Și nu e neapărat că a fost un film atât de rău, adică un film efectiv oribil. Însă nu m-aș fi așteptat să fie atât de dezamăgitor, pentru că intrasem în el cu ceva așteptări. Primul mi s-a părut un film ok, iar nivelul de glume pentru film DC a fost relativ ok în primul. Însă ce a fost în acest al doilea se duce la nivel de Marvel movie cu glumele. Și ce este și mai prost este că glumele sunt atât de proaste încât, din nou, sunt la nivel de Marvel movie, sunt la nivel de Ant-Man, de Thor 4, sunt la nivelul ăla. Așa că abia aștept să vină Flash-ul, să ne dăm și noi un reset, să-și dea și ei reset la univers și să nu mai încerce atât de tare să continue treaba asta cu DCU, să nu mai fie atât de tryhard. Nu este nimic rău în a da un restart la univers și sper să fac asta cu Flash. Sunt sigur că Flash va fi un film amazing, însă până atunci o să stăm calmi și putem doar să sperăm că o să fie pe cât de bun ne așteptăm cu toții. Dar până atunci Shazam 2 și habar n-am ce a fost cu filmul ăsta, habar n-am sincer de ce și cu ce scop a mai fost făcut acest film, adică da, apare acel personaj spre final și deși nu prea are neapărat vreun meaning să înțeleg că au fost câteva faze la care unii ar fi să zică wow în acest film, dar nu are vreun rost acest film, nu are vreun meaning, villainii din acest film nu sunt absolut deloc importanți pentru DC și chiar nu văd unde ar mai putea se ducă de la acest film, pentru că, ok, cu personajul care apare la final, nu o să vă dau spoiler, ar fi putut să se ducă în alte direcții, l-am văzut până atunci în DC și chiar nu văd ce legătură ar avea acel personaj cu Shazam sau cu Shazam Family mai departe în DC, adică chiar nu are vreun sens și chiar nu au vreo perspectivă legat de acest film, așa că este doar un film Shazam. Mult mai slab ca primul, cred că din nou chiar mai slab decât Birds of Prey, adică parcă la Birds of Prey au fost niște scene relativ miștocuțe de acțiune, aici, goddamn, nu este aproape nimic. Și chiar îmi plăcuseră primele, nu știu, 15-20 de minute din film, adică au fost glumițe, dar mi s-au părut foarte ok, era un ton relativ ok și după filmul a început să ducă efectiv așa, dar rău și foarte rapid și glumele au început să crească și să fie din ce în ce mai proaste. Și partea proastă este că, deși mă așteptam să fie multe glume în acest film pentru că este Shazam și pentru că oricum fusese promovat ca și un film ce va fi spre partea de comedie, nu mă așteptam să fie atât de multe și atât de proaste. Și ok, da, poate nu sunt total de acord că Shazam ar trebui să fie un personaj cu atât de multe glumițe, mai ales pe partea de filme, unde DC mereu și-au menținut această statură de filme serioase. Chiar dacă nu au ieșit atât de bine, erau filme care își respectau benzile desenate. Benzile desenate sunt dark, serioase și amazing. Filmele erau de asemenea dark și serioase și câteva destul de amazing. Adică dacă Marvel își asumase că o să facă filme pentru copii doar cu glume, filme prostești și filme cu glume stupide, dar care să prindă la copii, DC zisese, băi, noi o menținem cum suntem, o menținem DC, noi suntem DC și noi facem filme serioase. Ei bine, cred că în acest film, nu știu, s-a uitat prea mult la Marvel sau nu înțeleg ce s-a întâmplat. Efectiv, pare că oamenii din spatele MCU-ului, Kevin Feige and company, au venit și au făcut un film DC și au zis, noi o facem în stilul nostru. Așa a ieșit și așa pare acest Shazam 2. Și din nou, am intrat cât se poate de open mind în acest film, știind că o să fie multe glume și mi-a plăcut începutul cu câteva glumițe. Dar, nene,
Nu atât de multe. Și nu neapărat nu atât de multe, dar nu atât de stupide, pentru că uitați-vă la Suicide Squad-ul lui James Gunn cu atât de multe glume și este probabil cel mai bun film de la DC făcut vreodată. Pentru mine, Suicide Squad este acolo sus cu Dark Knight Rises, cu Batman-ul lui Pattinson, cu Dark Knight de asemenea, cu Snyder Cut. Atât de bun mi se pare și este un film spre partea de comedie, dar cu personaj de la DC și păstrând și reușind să balanceze foarte bine comedia cu partea serioasă de la DC. Și ăla este un film amazing. Dar în Shazam 2 pur și simplu nu funcționează. Și nici măcar nu m-au interesat efectele, villainii și așa mai departe. Chiar m-a mai interesat chestia asta în momentul în care am văzut că personajul Billy Batson, adică copilul, la 16 ani cât are în film, este de 1000 de ori mai serios și mai responsabil decât fucking Shazam. Adică nu are absolut nici măcar un sens. Nu are efectiv logică și nu înțeleg ce au vrut să facă sau de ce l-au făcut și pe Billy Batson atât de prost și stupid ca Shazam. Și chiar și așa, nu poți să faci personajul Billy Batson un efectiv Bruce Wayne la 16 ani, de fiecare dată când îl vedem pe ecran să fie un personaj serios și care mereu ia decizii bune și este un personaj responsabil, iar când se transformă în Shazam și practic este un adult, să fie un copil de 5 ani efectiv, care nu doar că e atât de prost, dar care ia cele mai proaste decizii și efectiv în acest film este portretizat ca și un personaj fără minte, care efectiv nu gândește. Și pe lângă el, toți ceilalți gândesc. Și ce să vezi, toți ceilalți, în momentul în care se transformă și sunt adulți, sunt relativ serioși și responsabili. Și evident că atunci când sunt copii, nu sunt atât de responsabili. Ce au vrut să facă cu personajul Shazam / Billy Batson? Că eu nu înțeleg. Adică de ce nu l-ai făcut și pe Billy Batson copil? De ce el trebuia să fie serios? Iar în momentul în care se transformă, este cu totul altcineva, cu totul altă personalitate. Pentru că nu are niciun pic de logică. Adică ce vrei să-mi spui? Că în momentul în care Billy Batson a dat de niște puteri, a devenit dintr-o dată prost? Sau dintr-o dată a devenit neserios? Sau nu știe cum să le controleze? Și de asta trebuie să facă toate glumele stupide de pe univers? Deci da, asta e problema mea cea mai mare cu acest film. Pentru că nici măcar el nu știe ce vrea să fie. Nici măcar el nu are o direcție. Și știu că și în primul film a fost chestia asta cu aceste diferențe între Billy Batson și Shazam, dar parcă în primul film nu m-a deranjat atât de tare. Primul film a fost relativ mai serios și nu au fost atât de multe glume proaste. Dar în acesta pur și simplu nu funcționează absolut nimic. Să nu mai zic că în actul 3, când apar toți acei monștri, nu există niciun pic de logică. Mi se pare că efectiv nu și-au dat efortul pentru neapărat cum arată acei monștri sau rostul lor în film, dar simt că mă uit sau am simțit că mă uitam la un film din 2010 combinat cu Hellboy și Gods of Egypt și ce să vezi, l-am luat pe Shazam, care stai că de fapt nu e Shazam, că Billy Batson e cu totul altcumva. Și evident că îmi pare rău să zic asta, evident că mă întristez mult mai tare când văd un film DC nereușit decât în momentul de față când văd un film Marvel nereușit. La filmele Marvel aproape că nu-mi pasă. Dar la DC îmi pasă destul de tare. Și din păcate de asta am fost și atât de supărat pe Shazam 2 și abia aștept să vină Flash-ul să se schimbe totul. Potențialul pentru acest Shazam 2 cu un Black Adam în el probabil este irosit, adică nu știu dacă vor mai face cândva filmul în care vor apărea și Shazam și Black Adam. Rămâne de văzut. Dar cu toate acestea, stăteam să mă gândesc și efectiv, nu are niciun rost în univers acest film. Pe lângă faptul că în poveste, villainii aproape că nu au nicio motivație și ce fac este aproape degeaba. Pe lângă faptul că sunt niște momente, și mă refer la acel vis al lui Billy Batson, absolut ridicole, adică te uiți și îți vine să râzi de cât de penibil este și nu credeam că DC-ul o să ajungă în starea asta cândva. Însă, mă calmează relativ faptul că știu că probabil doar în Shazam putem vedea acest ridicol și că filmele următoare în niciun caz nu o să fie așa, pentru că uite, am avut Black Adam, care a fost cu totul altceva și care, deși nu a fost un film atât de wow, a fost un film extrem de distractiv, un film care a funcționat, un film care a introdus din nou personaje
foarte bune pe lângă personajul principal și personaje de care eram interesat, nu aici, în care efectiv nu-ți pasă aproape de nimeni din Shazam Family, pe lângă faptul că twisturile le vezi de la kilometri de distanță, o să ieși de la acest film și nu o să rămâi efectiv cu nimic. Ah, da, și să nu mai zic că la final s-au dus în direcția de The Walking Dead combinat cu Lord of the Rings și Hobbit, adică este DC, nu trebuie să vă inspirați de la nimeni. Adică de ce să încerci să faci această ciorbă cu influențe din alte francize când ești DC și ai atâtea povești bune cu Shazam și ai poveștile tale și poți să adaptezi atâtea comic book-uri faine chiar și cu Shazam. Bine, mă gândesc că poate acest film trebuia să apară acum ceva timp sau nu știu, a fost făcut în urmă cu ceva timp și doar l-au mai scos așa de dragul de a-l scoate, nu știu, nu prea-mi pasă. Deci da, Shazam 2. Duceți-vă la ceva dacă sunteți fan DC, nu știu, poate o să găsiți părți pozitive la el. Sunt părți pozitive, nu vă faceți griji, însă sunt mult prea puține. Și la final cred că o să rămâi cu gândul că efectiv acest film a fost făcut doar pentru a apărea acel personaj spre final. Deci din nou, nu a dus și nici nu o să ducă undeva acea apariție. Dar abia aștept și chiar sunt curios de părerea voastră despre Shazam 2 în comentarii. Și James Gunn, te rog, grăbește-te și preia tu frâiele la DC, pentru că sunt sigur că o să faci o treabă mult mai bună decât oamenii care au lucrat la Shazam 2. Până atunci însă, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare.